Eu, din toată discuția ăstora, chiar nu mai vreau să vorbesc, pentru că, sincer, mi se pare prea mult și prea pentru televizor. Singurul lucru care mă deranjează este că o implică pe Cătălina Zvârcicea și Mihai. Că Hatice spunea că Cătălina și Andreea sunt cele mai false și acum ia apărarea Cătălinei. Cătălina, de când este în casa Mireasa, ea nu a intrat niciodată într-un conflict. Ați văzut și când era pe terasă cu Hatice, ar fi putut să spună o grămadă de lucruri. Ea a tăcut și a ascultat și i-a spus și ea trebuie să comunicați, că comunicarea este cheia. Asta este tot ce a spus Cătălina. De când este în casa Mireasa, eu nu am văzut odată să spună ceva negativ la adresa unei persoane. Chiar și aseară am ascultat-o când vorbea cu Vlad și spunea lui Vlad să nu se mai implice în discuții, pentru că pentru ea oricum nu contează ce spune X sau Y, că este părerea lui și că până la urmă are dreptul să-și dea o părere și cam atât. Eu, dacă aș fi în locul Cătălinei, efectiv n-aș mai băga în seamă pe nimeni. Pentru că oricum prietenia fetelor este doar de conjunctură și oricum la cel mai mic semn o să se scuture de Cătălina într-o secundă. Adică Cătălina, Diana, Andreea ar trebui să-și vadă fix de treaba lor și să nu se implice în astfel de discuții, pentru că tot ele vor cădea, gen, ați văzut, sunteți false, nu știu ce, nu știu cum. Băi, pe bune, voi vorbiți?